Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Un nou episod de vlog în forță direct de aici, din sala de antrenament. Locul unde, după cum bine știți, mă simt cel mai bine. Astăzi am pregătit pentru voi un antrenament intens de umeri. Da, după cum ați auzit, o să fac doar umeri, o să am 5 exerciții la umeri. Voi începe cu împins la presă sprint, ridicări laterale, împins iarăși la presă, după care iar niște ridicări laterale și ridicări pentru deltoidul posterior. Până să începem antrenamentul, ne bem pre-workout-ul, un shot de serum. După cum bine știți, de ceva timp consum aceste shot-uri. Sunt mult mai utile, mult mai practice, deși sunt foarte bine și eu cam la 2-3 luni obișnuiesc să schimb de la ground zero, serum și așa mai departe, ca să-l simt mult mai bine pre-workout-ul. Bun, outfit-ul de astăzi, după cum vedeți, este de la Genesis. Pantaloni foarte, foarte comozi, un bumbac elastic, foarte, să spun așa, respirabil, tricou oversize cu inscripția Genesis pe spate, foarte tare. Am postat pe Instagram mai multe ținute de la Genesis. Chiar am rămas impresionat că au și mărimi care să-mi vină foarte bine și au și o gamă foarte, foarte tare de produse, maieuri, pantaloni scurți, pantaloni lungi, accesorii și haine foarte tari și pentru femei. Deci, vă invit să intrați pe site, o să-l atașez aici, o să vă las și din partea mea și a celor de la Genesis codul meu de reducere, George10, beneficiați de 10% reducere la toată comanda. O să vă invit și pe paginile mele de Instagram, pe pagina mea de Instagram, să mai vedeți acolo postări, story-uri de la antrenamente și așa mai departe. Și referitor cu cei de la Genesis, o să mai fac vloguri și o să vă mai arăt foarte multe outfit-uri de la ei. Mi-am luat și un outfit Army, mi-am luat și un outfit Full White, așa că stați cu ochii pe canalul de YouTube și de Instagram, că vor urma surprize foarte tare. Bun, domnilor, nu mai pierdem timpul, suntem încălziți, bem pre-workout-ul și începem antrenamentul în forță, power! Hei, domnilor, câteva minute mai târziu, am revenit cu seria de lucru la împins pentru umeri, la Smith. Va trebui să fac între 6 și 8 repetări. Sper să fac 6 repetări, pentru că ultimele 2 săptămâni a fost un pic mai ciudățel. Am avut câteva plecări în care am condus destul de mult, plus plecarea la Timișoara cu atâtea avioane și stat în picioare și nu prea am mai avut progres la greutăți, la antrenament. Măcar am menținut greutățile și asta voiam să vă zic, recuperarea este foarte, foarte importantă. De mâncat am mâncat, dar nu am reușit să mă recuperez 100% cum aș fi recuperat acasă. Lăsând vorba la o parte, seria de lucru, 150 de kg, ne dăm tare. Patru repetări. Tocmai ce am spus. Ultimul timp, recuperarea un pic mai greoaie. Nu e nimic. O să bag 140 de kg și o să dau 7-8 repetări. Și după aia revin cu următoarea serie care o să fie de intensitate mai mare. Și referitor la hainele de la Genesis, voiam să vă zic că și atenția la detalii este un atu care m-a atras să colaborez cu ei. Croiul este unul foarte, foarte fain. Inscripția logo-urilor, cauciucat. Acolo avem, după cum vedem, la fel cauciucat, pe părți cauciucat, încă un logo mic. Croiul tricoului, cum urge, așa. Pe spate, la fel, cauciucat. Și, după cum am zis, și calitatea bumbacului, pentru că este unul respirabil și chiar asta am urmărit să... Dacă tot sunt haine de antrenament, de fitness, să fie potrivite mediului în care ne antrenăm. Deci, aveți site-ul în descrierea vlogului, codul de reducere, spor la cumpărături. Dacă vreți să mă întrebați ceva de mărim sau să vă recomand ceva, îmi scrieți pe Instagram și vă ajut cu drag.
Acum cu negativ un pic mai lent, câte merg. Asta mi-a plăcut. Am trecut la exercițiul cu numărul 3, împins la aparat. Aici voi face unilateral, voi face cu câte un braț. Am lucrat antrenamentul precedent cu Vlad Picureac și el mi-a arătat variația asta la aparat. Îmi place pentru că pot să mă împing mult mai bine și să țin fundul lipit de bancă, ceea ce nu mai pune dând peserul în față. Pune presiune pe... Lasă frate, lasă-l acolo, lasă! Nu mai pune presiune pe piept, simt și mult mai bine, iar dacă am făcut smit primul exercițiu, e binevenit și un exercițiu de împins unilateral. Și pot să fac și cursa un pic mai amplă față de dacă aș face cu ambele brațe. Dați, mă împing mai bine aici. Ridicări laterale la aparat. Acum voi face un post rest. Câte merg? Pauză 20 secunde și iar câte merg. Ok, domnilor, am terminat antrenamentul, am ajuns acasă și imediat după antrenament am băut un shake format din 30 de grame de dextrină, 30 de grame de proteină și 5 grame de creatină și 10 grame de glutamină, mă scuzați, oboseala. Acum, imediat după antrenament, o să mănânc 200 de grame de vită slabă și orez, după care mai am 50 de grame de ananas.
Așa arată masa post-workout. Vita făcută acum, orezul și tot ce trebuie. Kitty este foarte încântată. Abia așteaptă, la fel și Temiș. Ok, am revenit cu ultima masă, care este compusă din 80 de grame de fulgi de ovăz. Am pus apă peste ei și am băgat la microunde 2 minute până s-a umflat. Și două cupe, 60 de grame de Whey Trilogy. Aceasta conține proteină hidrolizată, izolată și concentrată. Consum această proteină deoarece se digeră sau se asimilează un pic mai lent față de proteina hidrolizată pe care o consum imediat după antrenament. După antrenament, având, bineînțeles, nevoie de o absorție mult, mult mai rapidă, punem frumos două cupe în molingură și amestecăm. Dacă cumva nu a ieșit cum doriți voi, cât de moale doriți voi, puteți să mai puneți un pic de apă, așa am făcut eu acum, și amestecați în continuare fără nicio problemă. Haide. Vom cântări și 30 de grame de nuci pecan, pentru că avem nevoie și de grăsimi. Nucile fiind o sursă foarte, foarte bună de grăsimi, de grăsimi bune. 30 de grame. Pe lângă această masă, o să mai consum și o capsulă de GABA. Ajută foarte mult să aveți un somn calitativ. Ajută la creșterea hormonului de creștere. Chiar vă recomand cu drag să luați înainte de somn. Și 2 grame de krill oil, ulei de omega 3. Și e foarte important să vă uitați la concentrația de EPA și DHA. Acesta are undeva la 100 de mg EPA și 55 de mg de DHA. Aceasta este foarte important. Așa arată, Antarctic Krill Oil sau ulei de creveți. Deci 2 capsule, 2 grame din acestea și o capsulă de GABA înainte de somn și dormim foarte, foarte bine. Stați să vi le arăt așa un pic și mai de aproape. Astea sunt. Uitați, domnilor, pentru toate suplimentele pe care eu le folosesc, de pe suplimente Vitabolic, aveți și codul meu de reducere MironVTB. Beneficiați de 20% reducere până pe 27-28 mai. Pe lângă asta, pe lângă 20% reducere la toată comanda, vă înscrieți automat la giveaway-ul pe care deja știți că îl fac lunar. Extragerea are loc la începutul fiecărei luni pe Instagram Live, totul live. 1000 de lei cash, folosind codul, vă înscrieți automat în cursa pentru acest premiu. Dacă cumva sunteți din diasporă, intrați pe vitabolic.eu de la Europa. Dați comandă de acolo, puneți același cod, MironVTB și vă înscrieți în cursă. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc că mă urmăriți și ca de fiecare dată nu uitați, mâncați sănătos, antrenați-vă cu dispozitiv și faceți ceea ce iubiți. Pa!